KTM Duke 390. Bun găsit, prieteni! Împreună cu Răzvan. Salut! La Academia Titiaur. Azi am testat, filmat, fotografiat, încercat și prezentat această motocicletă excepțională pentru stradă. Lecția de istorie întâi. Da. Modelul a apărut pentru prima dată în 2013, a suferit niște îmbunătățiri în 2017, o altă rundă de îmbunătățiri în 2021 și iată că modelul 2022 a ieșit o adevărată armă pentru lupta de gherilă urbană. Da. Te descurci cu ea în trafic minunat, motocicleta agresivă, ușor de controlat, eficientă, economică, dar să o luăm de la început. Da, să începem cu kilogramele. Cu kilogramele, pentru că e foarte interesant. Are 149 de kilograme la gol și are un rezervor de 13,4 litri și un consum mediu declarat de producător de puțin sub 3 litri jumate. Să mergi în oraș cu drăcia asta agresivă cu 3 litri jumate e un lucru. Da, ceea ce înseamnă că au reușit să optimizeze foarte bine consumul. Asta înseamnă că te vei descurca cu un consum bun, nu mai au ce să spună cârcotașii care vor spune da, consumă mult, că eu merg tare. Nu mai consumă chiar așa mult și astea toate în condițiile în care modificările implementate un an în urmă, în 2021, au însemnat trecerea la motor Euro 5, a însemnat instalarea unui quick shifter în dublu sens electronic și evident alte culori. Ce zici de frânele de pe față? Frânele foarte eficace, pentru că avem pe față un disc de frână de 320. Până acum ceva timp aproape nici nu exista un disc mai mare, pentru că în acest moment cel mai mare disc din industrie este de 330. Bun, ăsta e 320, asistat de un etrier cu 4 pistonașe și pe spate 220. Frânele sunt by breath, dar partea cea mai surprinzătoare pentru mine la etapa asta au fost anvelopele. Da. Pentru că, așa cum pentru spuneai mine? Și tu, nu-ți sară în ochi și nu mizezi pe ele când le vezi. Sigur, nu par periculoase, dar nici vreo vedetă. Da. Deci, cu toate astea, s-au comportat minunat. Mai ales că, de ce să mințim, ne-am încins un pic și am încercat să vedem cât de bine țin anvelope și cum stă motocicleta într-adevăr pe viraje. Marele meu regret a fost că noi am luat această motocicletă la 0 km și am făcut vreo 40. Deci, dacă era rodată, era altceva. Da. Pentru că puteam să vedem într-adevăr ce știe motocicleta asta, dar mi-a fost milă. Cu toate astea, virajele poți să le iei, că nu trebuie să rodezi 1000 de kilometri cauciucurile și asta a fost surpriza, că iată, le-am înclinat până la margine, aderență excepțională. Dar la toată chestia asta a contribuit și bicicleta, așa cum bine spuneai, cadrul grindă cu zăbrele pe care KTM știe să-l facă pentru că l-a instalat pe modelele mari, a contribuit foarte mult la stabilitatea motocicletei. Și la elasticitatea virajelor și la mutatul de pe o parte pe cealaltă. Și la precizie. Și la precizie. E foarte precisă. Nu degeaba sora mai mare de 890 este denumită, e poreclită chiar de producător, de scalpel. Bisturiu. E un bisturiu. Dar și asta, hai poate nu bisturiu, dar un cățitaj, un cutter, merge, te descurci cu el. Da, să nu uităm de caii pe care are, adică cei 44 de cai interesanți pentru un monocilindru, pentru o motocicletă atât de scurtă, atât de subțirică. Eu am testat, dacă ți-aduce aminte, acum vreo 4 ani, generația anterioară. Tot în India era făcută așa aia. Dar se vede cu ochiul liber acum câtă grijă la detalii, ce frumos e vopsită, ce calitate deosebită au plasticele. Deci e lucrată fără probleme, preț în România. Preț în România. 5.990 de euro și este și eligibilă în program Rabl, adică dacă mai scazi vreo între 6 și 9.000 de lei, asta înseamnă că rămâi cu o super motocicletă în 4.000 de euro,
90 km virgină. Și cum merge? Deci eu cred că o să vedem multe motociclete din această categorie pe stradă, pentru că s-o fi avut la 18 ani, îmi dădeam 3 degete. Da. Și cred că o ajută furca pe față, care e de un 43 generos. 43. Generos. White Power 43, furcă telescopică inversată. Sunt multe motociclete de 600 care nu au furcă de nivelul ăsta. Da. Au furcă de 41 sau ba chiar mai mici. Da, sigur, nu e reglabilă, dar nu contează că își face treaba. Și spatele, evident, tot White Power, pentru că este firma grupului, fostul White Power, actualul VP. O motocicletă completă, fără ifose, are două moduri de livrare a puterii. Puterii, pe care da. le-ai schimbat. Eu eram foarte preocupat de cum iese imaginea, cum nu știu ce, și tu ai umblat la aia acolo. Da, am găsit butonul de set și am găsit și o denumire interesantă, Supermoto, Supermoto, ceea ce pentru mine este o vibrație care mă trece în tot timpul. Umblă un pic la ABS-ul pe spate. N-am văzut că ai schimbat-o. Dar am văzut, am simțit că merge altfel, că a umblat nebunul acolo. Da. Aș recomanda-o călduros celor care se pregătesc pentru viața sportivă, da, care au posibilitatea din când în când să intre pe un circuit, pentru că nu-ți trebuie mai mult de motocicleta asta. Pe un circuit de kart sau pe pista Academiei Titi Aur nu e nevoie de o motocicletă de competiție, îți ajunge piticul ăsta de 44 de cai și dacă te dai o oră pe el, ești zmeu în competiție. E un antrenament foarte bun și pe lângă asta cred că va fi un succes în jungla urbană. Cam pentru asta ar fost ea gândită, da, da. Și poziția pe șea foarte interesantă, bună, comodă, un pic în cap. Ai din scăpat punctul meu de vedere. Porumbel. Deci așa este. Tot așa cum majoritatea motoarelor mari sunt făcute pentru oameni foarte înalți, asta e făcută pentru oameni mai scunzi. Eu am 1,72 și dacă mă sui pe motocicletă și adopt și o poziție sportivă, mușc din bord. Dacă aveam 1,80 m și mă aplecam pe motocicletă, probabil că eram cu capul în far. Deci nu cred că un pilot de peste 1,80 m s-ar simți confortabil. Bine, confortabil. Cam acolo este limita. Dar lasă să mai facă și pentru ăștia. Exact, ca noi. Prea am suferit atâția ani de zile. Da. De da, ani de zile, de chinuind să ajunge cu piciorușele la pământ. E, acum, uite, asta e o motocicletă potrivită. Concluzia? Concluzia? Mergem mai departe. Brici. Mă bucur că am început cu prezentarea la 390, nu la 125, pentru că ar fi fost ceva mai dezumflată și nu eram atât de entuziasmați. Dar cu asta ne-am făcut porția de joacă pe ziua de azi. Da, da. Până la povestea viitoare, ca de fiecare dată împreună cu Răzvan, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă. Ne vedem la start!